Sunt Daniela Duhotaru, sunt femeie, mamă și antreprenor de aproape 4 ani de zile aici în Chișinău. Cu ajutorul programului Femei în Afaceri am deschis un centru educațional care la moment bucură peste 35 de copilași. Acest vis l-am îndeplinit cu ajutorul programului Femei în Afaceri și anume a fost ca o temelie sau ca o cărămidă care a început să construim tot acest frumos vis al meu. Tare sper și tare vreau ca femeile din Republica Moldova să nu renunțe la visele lor, să știe că acesta poate fi un acel mic pas care poate fi făcut spre unul mult mai mare. Dacă aveți un vis pe care vreți să-l realizați, dacă aveți o idee, nu uitați că vă trebuie un pic de curaj. Este programul Femei în Afaceri care vă dă un pic de bani și nici nu știți unde puteți să ajungeți. La momentul de față, eu vreau să deschid o a doua filială ca să bucurăm mai mulți copii de această educație alternativă.